Salutare, prieteni! Eu sunt Gabriel și suntem în studioul Cromatic la o conversație între prieteni cu Eliza Noemi Judeu. Bine te-am găsit în această frumoasă zi de iarnă spre primăvară. Da, absolut. Uh, drumurile... Bună Bine te-am găsit, Eliza. Bine te-am găsit. Uh, drumurile noastre s-au intersectat de câteva ori în ultimele două decenii. Eu te cunosc de mult timp, din vedere, și mi-a plăcut foarte mult numele tău când l-am găsit în diverse articole, în diverse interviuri pe care le-ai dat, Eliza Noemi Judeu. Și când am văzut numele ăsta, am zis, wow, e un nume care ar putea fi pe genericul unui film. E un nume născut pentru o actriță. Ca să parafrazez titlul unui album al grupului Phoenix, cine au fost cei care ți-au dat nume și cum ai ajuns tu actriță în Bacheu? Um. <coughs> uh, mama și tata. Mariana Judeu și Gheorghe Judeu. Doi oameni de pe planetă care <coughs> au ales au ales să exist și eu. <coughs> Mama mi-a ales numele. Eliza este firește am cred că am mai spus lucrul ăsta, dar mai spun o dată ca să ne-i bine în cap. Mai mult mie, probabil, Uh, au fost nume... Uh, Eliza vine din uh, lebedele lui uh -huh. Andersen uh, și cum, cumva numele cred că îți arată așa un, un soi de, uh, de destin, pentru că Elizuca din Andersen uh, trebuia să-și scape vra uh, frații de o uh -huh. Și... I-am primit povestea ca la la șapte ani, când am împlinit șapte ani, pentru că sunt născută pe 27-a, la ora șapte în șapte 7, de, Deci, la șapte ani, uh, mama mi-a oferit povestea, după care mi-a dat numele. Iar Noemi este un personaj din uh, cartea Omul de Aur, al lui Yoko Mor, uh, povestea unui marinar. Aia, evident, a avut legătură cu tata, care era. Uh, Marinar. În marina militară, dar aia e tot marea uh, umbla prin uh, sufletul lui. Asta a fost. Ai născut în uh, Cluj, da. în Ardeal. Da, eu, mama, mama e din Apahida, eu m-am născut la Cluj, uh, am, am fost uh, proiectată în Constanța, uh -huh. dar uh, mama nu avea încă servici în Constanța, așa că s-a retras la Cluj, a stat acolo până m-a născut și după. Tata, ai acolo. Da, tata era deja uh, în Marina Militară, deci uh, prima oară a lucrat la în Mangalia și apoi a fost uh, uh, detașat, cum se spunea pe vremuri, în Constanța la Comandamentul Marinei Militare. <laughs> și apoi, evident, uh, ne-am dus uh, după el pentru că așa era firesc să fim împreună. Cât de mult ai trăit în Cluj, în zona... Uh, uh, Con concret, până pe la, uh, cl nivelul, cl până la clasa întâi, uh -huh. șase ani, cam așa. Dar n-am pierdut niciodată legătura pentru că în fiecare vacanță eram acolo. Și apoi ai trăit în Constanța. Da. da, da, da. da, Acolo ai făcut... Uh, Școala, liceu, da, da. Și acolo a început uh, atracția pentru teatru? Uh, Sau a fost uh, o altă etapă premergătoare? Noi am avut o discuție, și mi-ai spus că tu ai fost într-un cerc de dansuri populare? Da, am făcut dansuri populare, dar m-a obligat mama. <laughs> Cum se făcea pe. Uh, um, am avut o. Am avut o, o copilărie, copilărie tinerețe, nu, adolescență, frumoase. Da, am făcut, am făcut atletism, uh, eram printre cei mai buni. Am făcut volei. Um, și apoi mama a decis, te rog frumos, să mergi la dansuri populare pentru că, nu știu, nu mai țin minte ce motivație mi-a dat. A, școala unde era ea profesoară, toți elevii unei clase pe care ea o avea în, în, în educație, în grijă, făceau și au zis, uite, îi cunoști pe copii, te duci cu ei. Deci nu ai să te simți, eram timidă, eram foarte timidă, eu n-am prea vorbit. N-am prea vorbit clasele 1-4, te rog să-ți imaginezi că mama venea fiecare zi, mă ducea la școală, îmi scotea pachetelul și îmi scotea prima oră, caiet, stilou, uh, carte. Eram bleagă. Am început să... Uh, de prin clasa 5 -a. Hai că mai vorbeam cu colegii de prin clasa 5 -a. În liceu am izbucnit, dar nu că am izbucnit. Eu am avut niște treceri. Uh, uh, am ars etape. Adică eu am devenit direct revoltată. În clasa 9. <laughs> și uh, da, aici a intervenit și uh, tata și mama cu muzica. Uh, de, de exemplu, era un restaurant în Constanța, la Tic -Tac, Tic Tac, zona Tomis Nord, în care era. era un, mergeam cu tata și cu mama la restaurant. Ei, acolo se cânta Beatles. Noi dansam pe Beatles. Eu cu tata. Tata m-a învățat să dansez. La ce mod? Mă punea pe picioarele lui și se plimba cu mine prin. Și mama. E, asta e o imagine pe care n-am să o niciodată. Mama stătea la masă și se uita la noi, la relația noastră, la. Da. Uh, și uh, erau pe masa lunii. Asta țin minte. Apropo de vremurile pe care noi, da, înainte de Revoluția, anii 80 alune pe masă, probabil că o fi fost oraș la malul mării, port, chestii, poate că restaurantele aveau alune, nu știu, Da. Și experiența asta Spun cu... o prostie acum, no, dar no. e un detaliu, e un detaliu pe care nu mi-l pot scoate din minte. un detaliu prostian, să-i spunem așa, Rămânem în, în memorie cu da, mirosurile da. pe care le-am cunoscut în copilărie și... Ne readuc amintirile astea în, în prezent. Dansurile populare te-au dus pentru prima dată în afara țării, nu? Da, da. Mai povestit că. Am făcut ave la Casa ne. Pionierilor. Așa. Da, actual Palatul Copiilor. Da, am făcut de la 10 la 12 ani. La 12 ani a venit Revoluția. Uh -huh. Noi aveam pregătit un spectacol de ținea vreo două ore. Și erau dansuri din toate zonele țării. Um, da, a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă mie plăcându-mi de ce m-a dat, mi-am să aminte de ce mm -hmm. a ținut mama să fac dansuri populare ea mă visa Marioara Murărescu știi, da. cea care prezenta uh, Tezaur folclor. Tezaurul Folcloric adică și-mi tot spunea mamă e frumos, e, e despre tradiție, despre... de asta m-a dus dacă mm -hmm. poate intră în, în mine așa și să, să nu Marioara Murărescu, dar o cercetătoare în zona folclorului. De asta m-a dat la dansuri populare ca să am să simt să, bun. Am simțit, da, a fost frumos și sunt, sunt o admiratoare a tradițiilor și a românești și a folclorului românesc. Bun, da, deci mission accomplished din punctul meu de vedere și să ai uh, 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 finalizat totul cu această Deplasare în Franța, uh, 20 imediat după tămâni? Revoluție. Da, da în 90. În buția, cum, cum a perceput un copil de 12 ani prima ieșire în străinătate? Un copil crescut, uh, uh, mi-ai spus și în vacanță, ai petrecut mult timp în Cluj, dar viața de zi cu zi era acolo, în Constanța, școală, etc. Și ah, tu ai trăit la, pe malul mării, nu? Foarte multe lucruri. Și ai ajuns în Franța, într-o zonă de vis, nu? Uh, în, în Bretania. Uh -huh. Da. Uh, pentru mine nu -a, a fost un șoc, nici măcar cultural. Mm -hmm. uh, deja eram familiarizată cu limba franceză, întâmplător eram foarte bună în clasele 5-8 uh, și puteam încropi un dialog. Noi am fost cazați la familii. În sistemul oper, acum. Da. Și am, am dat peste o familie foarte întreagă la minte, normal, la Cap, ca să zic așa am fost primită cu tandrețe, cu bucurie cu în fond nu-i obliga să nimeni să da am, familia la care am fost repartizată era o familie de intelectuali el era doctor ă, aveau două fete una dintre ele era studentă la Sorbona am văzut-o o singură dată pentru că era la școală fata cealaltă, ă, 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 de cum o chema am uitat Emanuel. de era un pic mai... mai... O, de o deranja prezența mea în casa mm -hmm. lor. Nu era apartament, dar era o vilă. Adică, era o... adică nu știu cu ce o deranja. <laughs> Și spre final, tot refuza să vină la spectacolele pe care le dădeam. Că în timp de două săptămâni, noi am, la două zile aveam spectacol. Părinții veneau firește cu mine tot timpul. Erau foarte încântați și asta mică tot refuza să vină. Mică, era un pic mai mare decât mine, avea 13 ani sau 14. Deci până la urmă a venit așa obligată de familie. Din momentul ăla s a prietenit cu mine și plângea când am plecat. <laughs> am fost cu trenul, am fost plecați cu trenul, vagoane de dormit, chestii. Am făcut vreo două zile, nu mai știu. Și ne-am am, ne -am oprit direct în Paris. Um, um. Mă gândesc că acum, încerc să refac traseul ăla. M-a pierdut în Paris. Centrul nostru de, de, de primii care ne-au primit, ne primit acolo a fost o biserică ortodoxă. Dar eu nu știam numele acelei biserici ortodoxe. <gători> Și... Și am rămas să mă uit la o fântână arteziană. Nu văzusem așa o fântână arteziană decât în albumele de artă. Nu știu. mă uitam la fântâna aia și ăștia au trecut strada. <laughs> și, și mă gândeam, zic, m-am pierdut în Paris. Ce tare! <laughs> da. După aia, până, sigur că eram atent, eram disperată și mă uitam, parcă am zărit grupul undeva în depărtare și dar am întrebat totuși pe cineva vreau să mă sunt de biserica ortodoxă care dintre ele? au singur. Noroc că i-am văzut, adică acum mi-ar fi frică dar inconștiența de, 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 da, te-ai speriat că unde e grupul, dar Uh, uite, un sentiment care, care mi-a rămas. Apropo că îți povesteam și aseară cu fluxul și refluxul cum da. venea oceanul. Ajuns pe malul oceanului Atlantic, da, în <laughs> Bretania. cum venea oceanul spre mine și da. eu eram foarte liniștită și acum am mis, când, când mi când, mi-am adus aminte și m-am gândit la zic, Dumnezeu unde venea oceanul peste mine. Da, 12 ani. Apropo, deci, șocul n-a fost foarte mare pentru că odată eram familiarizată cu limba și doi, mai văzut o moleacă de Occident și în Oradea, de unde era tata și frecventam evident și Oradea, trebuia să vedem și rudele de acolo, bunica, nu? În Oradea, de exemplu, eu în 85, mâncam hot dog pe stradă. Erau de-alea, ca în America, cărucioare de-alea, da? Deci nu eram familiarizată. Ce m-au speriat au fost supermarketurile, da, aveam și noi Luceafărul, Tomi în Constanța, Someș, un Cluj, nu știu, magazinele astea mari, dar nu văzusem supermarketuri. Asta a fost, dacă vrei, la nivelul ăsta primar, așa, ăsta a fost, da, un șoc, atâta lumină, atâtea fructe, atâtea, wow! Mi-am luat un kilogram de roșii, și de, de cireșe și l-am mâncat singură pe bancă în curte acolo. Și a, prostii prostii de 12 ani, copil, copilării. Da, mi-am cumpărat o pungă mare cu Mars. Nu știu, și eu am fost în, în, Londra în anii 90, tot așa cu o excursie cu elevi. Mine terminase în facultate și am stat la o familie în Londra, tot așa pe sistemul au pair. Și uh, unul din copiii din, uh, din, grupul nostru, când a ajuns prima dată în Anglia, îi uh, a făcut să părinții pachet, sandwich, nu știu ce, dar a vrut să mânce și s-a dus direct la o, un lanț de pizza cunoscut e prezent și da, da. și a vrut să ia o pizza de acolo. Da, nu cred că era opțiunea pe, pentru un adult când te duci în Anglia, ți iei fish and chips sau o chestie tradițională, da, da, da. nu o pizza, dar e uh, reperul ăsta pe care l ai uh, când ești copil. Uh, și după ce ai făcut dansuri uh, populare, undeva a apărut o conexiune cu teatru ai avut uh, un reper, o preferință știu că îți povesteam că m-am rătăcit prin New York anul trecut și am fost la uh, New York City Public Library și au un muzeu foarte interesant și am găsit tu, uh, costumul purtat de Isadora Duncan uh, și ți-am trimis poza Iriza, da. da. la tine m-am gândit când am văzut da. poza respectivă m-am bucurat, mulțumesc frumos da. tu mi-ai spus că ți-a plăcut foarte mult ideea de, de, da. de a fi un... Da, da, Isadora Duncan a fost un reper pentru mm -hmm. mine. Ea era dansatoare, mă rog, inițiatoarea baletului contemporan, ca să zic așa, da? E, datorită ei, eu am ales teatru. Da, eu în cartea viața ei mea, mea, tot mama mea a făcut-o cadou și am... A fost Izadora, unul spre teatru, doi. În ciuda faptului că eram timidă și tăcută și nu, nu, nu socializam. Nu, nici la școală eu nu ridicam mâna. Dacă eram întrebată, răspundeam. Dacă nu, nu, nu mă băgam. Și totuși o imitam pe mama îl imitam pe tata, imitam o cearta a lor sau o, cum vine tata de la servici și o întreabă pe mama ce mâncăm. Aveam, aveam asta, era, Iran în mine. Părinții de au încurajat pe tatăl? mama mi-a spus avut? totdeauna, parcă ai fi Zizi Șerban. Zizi Șerban hm. fiind o, 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 actriță pe care, din păcate, eu nu am văzut-o. Mm -hmm. Am căutat pe YouTube, am văzut ceva, dar era, o, era ceva așa, o spumă, o, o jovială, și mama mă asemâna cu ea. Da, mama a crezut în treaba asta. Nu, nu mi-a zis niciodată, nu te rog frumos. Am mai avut ea o, o, ori o folclor, ori da. am murăresc, ori în momentul când am început liceu, intrând la ăla de cel mai umanist liceu din Constanța George Călinescu, se numea, și eu eram la clasa de franceză intensivă. Din momentul ăla mama a visat altceva. Ambasadoarea României în Franța te face. Ei, nu, nu, am N-a fost să se întâmple. N-a fost să se întâmple nici asta. -a. Da, și apoi m-am avut o apetență pentru filozofie. Pentru că după Revoluție au tot început să apară. Da, este perioada în care a apărut Cioran, operele mai multe ale lui Iliade, niște treburțuțe, se tot edita în. Da, cred că a fost o de aur pentru redescoperirea uh, literaturii da. anilor 30, tot cea, la ceea ce nu aveam acces. Da. Și știu că din, și eu, când eram la facultate, îmi cheltuiam banii din bursă sau din ce joburi uh. aveam, paralel, numai pe cărți. Au fost atâtea edituri care au publicat noi, ca. Exact, exact. Ei, perioada, da. și în a 12-a, am hotărât. Și tatăl tău fiind militar de carieră, din câte înțeleg, un om mai, cu o structură mai uh, dură, să spunem așa. Cum, cum, cum a primit uh, ideea asta de a fi tu actriță? Um, tu scrii foarte mult despre tatăl tău pe Facebook. Da. Normal. Noi, ca, îmi place să să, să fiu autoironic, așa, noi suntem niște bumări, să spunem, <laughs> ce trecut de, Da, și uh, pentru noi Facebook a devenit un, uh, ca un fel de oracol din, uh, din anii de liceu. Nu? Ne împărtășim, spunem, strigăm când e Da, inimioare, ai ne avut mai pătrau. Uh, am scris. Uh, am avut întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului, mi-a adus o colegă un oracol și în care spuneam, îți dai seama la efervescența de 18 ani când credeam că lumea e pf, uh, un nivel, uh, uh, fără nicio limită și am scris tot felul de prostioare acolo. Da, da, da Și, și... acum le scriem pe Facebook, da, știi? exact. Și exact. oare copiii noștri râd de noi? Am fine, e o chestie. <laughs> și tu scrii foarte mult despre tatăl tău pe Facebook și scrii într-un stil așa uh, foarte direct uh, ceea ce e pe mine mă impresionează, mă, o, o simt uh, ca un feeling așa. E, trebuie foarte mult curaj să spui niște lucruri din viața ta și să le spui direct, fără, fără cortină. Tata era un om direct, pentru că, sigur, a ales armata de la, din liceu, da? Uh -huh. A făcut uh, liceu militar, nu? A făcut liceu militar la Câmpul Moldovenesc, da, de câte ori trec pe am fost Am fost la am jucat acolo odată teatru, da? prezentat acolo un spectacol. Um, am profitat de faptul că sunt uh, artistă și am intrat în birou comandantului și. <laughs> <laughs> am spus că a, chiar am văzut tabloul cu tata pe acolo. Au toate generațiile le-au uh, înșirate pe păi polurile mă. școlii. L-am găsit pe tata, 68, mai știu ce generație a fost. Mă rog. Până în 70. Și m-am dus și am spus, vă rog frumos, aș vrea să văd catalogul uh, absențele, notele tatălui meu. A început să râdă, evident. Zice, nu, el arhivă, arhivă, da, cataloagele da, undeva pe la Pitești. Da, zic, voiam, voiam să-l prind, voiam să-l prind pe tata, că prea îmi reproșa, eu, eu, eu chiuleam în liceu. Boemă era, să spun. Da, așa, da. Adică, am făcut probleme, am făcut, am făcut, se născuse revolta în mine și eram antisocială, anti nu, nu e bine nimic. De atunci te mă lipsi și de rock, nu? Păi uh, hey, rockul venea în viața mea, exista, dar nu până când, cum spuneam, am citit într-o revistă rocker, revista rocker. De ce nu mai, de ce, de, ce nu, de ce, nu mai face nimeni revista asta rocker? Să ne, pune, să ne pune la punct cu formațiile, cu treburi, cu... Da, fie și cu cine a murit, cine... În fine. Da, nu se mai face nimic în ziua de azi. Um, Comilfo, ca să zic așa. Uh, da, și acolo am citit că rocul este un modus vivendi, zic, ce au fi ăla la modus vivendi, mod de viață. Te-ai dus pe Google? Na. Nu. Nu era. <laughs> da. <laughs> Aveam un dicționar pe acolo, latin-român, român. <laughs> român. <laughs> da. E, și atunci am. am uh, a început pasiunea pentru rock. Am avut și am avut prieteni la Institutul de Marină Civilă, pentru că, evident, frecventam rocoteca, acolo l-am cunoscut și pe amicul nostru. Îmi place cuvântul ăsta, rocotecă. Da. Și noi în Baco am avut, era în perioada în care s-a făcut tranziția de la Institutul de trei ani cât era în Baco, la universitate, am avut și noi o rocotecă, cred că în corpul de lângă, pe partea cu tic-tac. Și uh -huh, ne duceam uh -huh. și noi. Cred că eram în clasa a 12. Ne duceam cu colegii și. Ne da. Destrăbălam, așa cum se zice, pe muzică rock. Ne, da. Ne distram. Da. Pe amicul și nostru ne... l-am cunoscut în rocotecă, pe domnul Ovidiu Ungureanu. Da, colegul nostru de la Cromatic, da. Da. Și uh, marea surpriză când am ajuns în Bacău, după o mie de ani, da. l-am văzut la o galerie de artă, la, și la noi, la Alfa, știi. Și ce-i cu ăsta? Bacău. Parcă știu de undeva, ca să aflu că el, de fapt, era băcăuan, că el era student la IMC. Și uite ce mică e lumea. Absolut. E foarte, da. Noi, noi ne întâlnim foarte mult la concertele rock din Bacău. În lumea asta artistică, te întâlnești cu uh, cei din pictură, cu cei din arte vizuale, cu cei din teatru, cei din presă și ne simțim bine, nu? Absolut. Între, nu între bummer așa. Ce, ce la ce formații te-ai simțit în largul tău? Eu am văzut, ne-am văzut la Valhalla câteva nume. Da. Foarte interesante. Care și am alte vorbit? cuvinte și uh, Ovidiu Campus. Da, mai există Campus. Uh, da, pentru mine Cargo înseamnă Ovidiu Campus. Uh -huh. uh, punct. Am, am înțeles că aseară sau o altă seară concertat Cargo. Da. nu m-am dus să văd pentru că eu sunt cu altceva în minte i-am văzut și pe Cargo și l-am văzut pe Kempes pe chiar nu l-am văzut, nu știu cred că l-am văzut odată în anii 90 și aveau, aveau ei o piesă brigadiere de da. la Salva Vișo da, da, da după concert m-am dus la domnul Kempes da. și de fapt Ovidiu Ioncu uh -huh. așa și am spus mă bucur că Mă bucur că vă revăd, nu v-am mai văzut de foarte multă vreme, nu credeam că o să vă mai revăd pe, scena. scenă. Nu din alte motive, doar pentru că eu nu mi s-ar mai fi arătat șansa asta, nu că ați avea dumneavoastră o video o problemă. Și da, trăgea din țigară, s-a uitat așa, privirea intensă de sub bretonului și a spus speranța, nu mare niciodată. M m m am plecat așa. E fascinant cum numele astea care ne-au marcat adolescența, Călim Pop, de la celelalte cuvinte, oh, 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 oh. încă sunt în business și... La, și celelalte cuvinte, da, asta ah. îți spuneam, cu, pe, pe domnul Călim Pop. Uh, l-am întâlnit, aveam 14 ani, eram în Oradea. Uh, M-am dus la jos la magazin să cumpăr ceva și l-am am luat repede o faie de undeva, de la vânzătoare am și am luat autograf și... Uh, da. Da, S a da. dat autograf? Da, da. Știi cine nu dă niciodată autografe? Nu. Florian Pitiș. Da, da, sim. E o poveste lungă, dar el a ținut foarte mult la John Lennon și John Lennon a fost ucis uh, da, pentru... Corect, un, da, pentru da, autograf. Și l-a spus da, că da. în memoria asta nu dă la nimeni autograf. Da. Cum, cum te simți tu la concertele astea rock? Tu, actriță care ești de atâtea ori într-un an de zile pe scenă în Lumina Reflectoarelor și ești acolo cu toți fanii, că la urma unui suntem fani, în, în public, te încarci <laughs> de o energie așa? Absolut. În primul rând, uh, în primul rând, concertele rock, la concertele rock vin oameni uh, cu care știu sigur că am ce vorbi. Mm -hmm. Punct. Da? și ce am văzut în Valhalla. Vârsta mea sau mai mari. Și mi este clar că oriunde aș întoarce capul, eu dacă spun ceva, la înțelege ce vreau eu să spun și ori se naște un dialog, ori o prietenie, ori e mod de viață rocu. Dincolo de tricou, pantalon de piele și e un mod de a gândi, e un mod de viață. Și punct și gata. Și nu mă mai poate convinge nimeni de altceva. Spui asta, că suntem cam de aceeași vârstă, suntem cam aceiași oameni cu aceleași experiențe cum, cum îi aducem pe cei mai tineri? pe Da, copii, ei au drumul nu? lor. Da. Ei au drumul lor. Uite, soțul meu mi atrage atenția uneori când simte că vreau să țin o morală prin casă uh -huh. <laughs> unuia dintre copii Zice, te rog frumos, să nu încep cu pe vremea mea. Da. <laughs> Du-te și. construiește alt discurs. Nu începe cu pe vremea mea. Și, într-adevăr, îi scoate din sărite. Da. Deși îi văd crescând, acționează și în societate, și în relația cu un prieten, sau cu bunicii, sau cu. așa. Tot ca mine. Și le atrag atenția. Vedeți? Vedeți, mă, că se mănați cu mine? Vedeți că aveți principii? Vedeți că, uite, în situația aia, 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 ai luat o atitudine uh, fermă despre uh, subiectul, tema care era, dar atitudinea e fermă. Zic, se mănați cu mine. N-aveți decât să viți din mileniu 14. Eu v-am făcut cu mine. Da. <laughs> se Dar asta, asta e. Nu le spune, uh, pe vremea mea, noi... Uh, scriam la tablă cu creta. Nu mai spunea, nu mai e. Ei iau vremea lor. Că vorbeam aseară și de ideea de, de comuniune între oameni. Nu ai spus o chestie foarte interesantă. Hai să avem încredere în ei că... Da, neapărat. Da. La, la prima instanță, când te uiți la ei, par ca niște insule într-o da. lume, știi? Da. Noi când eram uh, puștani, ne adunam... La grămadă? Da, la grămadă, grămadă într-un apartament. Colectiv. Când plecau părinții, dădeam ori, drumul la casetofon sau da. la ce aveam noi acolo. Boxe, făceam zgomot de... Cum ai spus tu, trezeam vecinii, ne da, băteau în țeavă. Da. până nu îți băteau nu, nu era muzica ta. Și mi-ai spus o chestie foarte mare, că vezi foarte mulți copii care sunt doar cu căștile pe orec și în solitudine aceea de ascultare și nu mai, nu-și împărtășesc impresiile între ei într-un grup. Da, sau de vorba ta, insule sau ce, de ce o cauza asta, abar n-am, nu știu. Să zic așa, la primă. E ce, internetul? Au, ei au față de noi. Au Eu acces, nu găsesc da. o scuză internetului, chiar nu-i găsesc. Nu, nu, nu. Lumea a evoluat, mă rog, a evoluat din punctul meu de vedere, dar a evoluat tehnic, da? Bun, asta este. Nu, da, nu ne mai luăm informația din DEX, o luăm din. Wikipedia, nu știu, da? No. Ne, uităm pe, ne uităm pe Google, ne uităm pe internet. Bun, ok, hai, așa și. Ce, nu, ce putem să facem? Să le explicăm faptul că nu poate să fie aia viața ta. Viața ta e viața ta cu carne, cu ochi, cu nas, cu lacrimi, cu urechi, cu picioare, cu mâini, cu simțim, gândim. Asta putem să-i încurajăm să o facă. Cine ești tu dincolo de ecran, dincolo de căști, Cine ești tu? Știi cine ești? Hai, în sensul ăsta, să-i ajutăm să, să nu se lase acaparați de... Tehnica e foarte bună. Hai, mai trimite pe lună, nu știu. E un auxiliar. Hai, la un găsiți boala, găsiți tratamentul pentru cancer cu atâta tehnică, cu atâta... ne am discutat în prealabil despre chestia asta că noi am fost cei crescuți, formați în anii 90. Am prins ultima coadă de educație exact. din da. trecut dinainte de da. 90 da. pe niște structuri foarte clare, da, foarte un respect clare. pentru educație, da. pentru da. pentru carte, pentru lectură, iar a, 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 și nu aveam acces la ea. Iar acum a, și totuși aveam. Ei da, au acces la toate informațiile, e la îndemâna oricui și ce se cumpăra pe se mai, sub da. mână. Da. Cărți și mâncare, nu? Da. Minte și papa. Da. Se cumpărau, pe, așa se zice, nu? Se cumpărau pe sub mână. Pe sub mână, ce expresie! Da. Acum intri în puținele librării care au mai rămas în oraș și vezi o abundență. Ai Poți să găsești orice carte. Ai o bibliotecă foarte bună în Bacău. Am fost de câteva da. ori la ei și o sală de lectură. Și... Nu știu dacă gândesc greșit sau nu, dar parcă nu mai există efervescența asta. sau, na, Bine, mult citesc și pe tablete și pe. Și există ce am observat că, dincolo de apetența pentru uh, opera de ficțiune, fie că e în formă de uh, roman sau de dramaturgie, e o mare apetență pentru uh, cursurile de. Um, cum se numesc asta, de învățare, de cunoaștere. Personal. Dezvoltare personală, așa, pardon, doamna. Ah, no. des... Și discutam pe chestia asta. Mi-ai spus că ai o, o vară care e plecată și o verișoară care e plecată în state și face tot felul de joburi și s-a reîntâlnit cu prietenii. și da, e, da. Care și... se ține ocupată, îi ține. O, a fost o, o întâlnire a ei mm -hmm. în, cu, cu colegele de liceu. Uh, toate își. Uh, povesteau experiența avută la cabinetul cu tare, la cabinetul cu tare, la cursul cu tare de dezvoltare personală. Și Oana s-a uitat la ele și le-a spus, măi nefericitelor, da. voi vedeți ce geanta am eu? Da, e foarte frumoasă, nu că e frumoasă, știi cât costă? Și n-am fost la cursuri de dezvoltare personală, am muncit. Da. Da, am trei joburi, treaba mea, când și cum am făcut timpul să le fac, da? Și la sfârșitul lunii m-am dus și mi-am luat geanta, pantoful, rochia, adică, hai la muncă, munca te dezvoltă, nu un curs, nu o carte, la naiba. Da. Și dacă generația e bune. părinților e atât de uh, concentrată pe ideea asta de dezvoltare personală și apoi pe, cea, pe celălalt miraj al societății contemporane, banii, da. ce, ce ghid mai au copiii Părinții ar trebui să le fie primoghid, mm -hmm. da? Deci, n-am nimic pot. E o meserie și asta. E o meserie să dezvoltator da. al unei persoane. Știi cum e? E ca atunci când vezi o emisiune de nutriție la televizor și, de fapt, doamna nutriționista, nutriționistul, e gras. Păi și eu ce să. Tu îmi spui, mie cum să mănânc? Păi spune -ți ție! Cum să spui mie? Nu? Da. Am mai văzut, apropo de lumea în care trăim azi, spune una că la micul dejun trebuie să mănânc avocado cu un nou fiert, cu nu știu ce oare pe acolo, aport de vitamine. Bă, fato, dă-mi un meniu pentru o mamă de la țară cu cinci copii să ce trebuie să fie sănătoși. Ia zi pentru aia, ce, aia ce să mănânce. M-am dus la magazin, m-am uitat cât costă un avocado, am făcut calcul, noi suntem patru în casă, în fiecare zi avocado, dar mă duceți la faliment. Ia, hai, gata. Ia pâinea cu cu dulceața e sfântă, ceiuțu, lapte cu cacao, ceva și gata, la școală. Adică, înțelegi așa și cu dezvoltarea personală. Ești un trist acasă, singuratic și vii să-mi spui mie cine sunt eu? Și unde, și pe unde să mă caut? Tu ne -am, ne da. Da. Am nebunit da. După ce ai terminat liceul, te-ai dus în București, la facultate. Da. Altă, Altă aventură. A <laughs> fost frumos, da. Drăguț, da. București, da. Buna, după București am zis că, când am venit în Bacău, am venit imediat după examenul de licență. Uh, am zis că patru ani stau în Bacău. A fost un haos, Bucureștiu. A fost un haos, da. Îmi plac orașele mari, da. Dar mi-am dat seama așa cu fiecare an. Zic, uite, dar de, ce, de ce aș sta în București? Sunt președintele țării, nu. Sunt parlamentar, nu. Senator, nu. Sunt om politic, nu. Sunt vedetă, nu. Ce să caut în București? Să stau într-un cartier mărginaș doar pentru a spune eu să stau în București. Nu! Deci, cu tot dragul, am ales Bacău. Și ai ajuns aici, cum am spus, ai crescut în Cluj, ai avut adolescența în Constanța și ai aterizat în Moldova. Cum te-au primit moldovenii nu -mi Minunat, știu. minunat. Eu pe tren am, am citit un eseu al lui Solomon Marcus. Pentru că m-a atras titlu, m-a atras titlu, nu că nu, uh, nu, nu mai, e, nu știam de Solomon, știam de Solomon Marcus, dar m-a atras titlu. Uh, centru periferiei, periferia, centru care devine periferie și periferia care devine centru. Și eu de unde veneam? Veneam dintr-un centru într-o periferie, da? E, atât de frumos a fost, a fost tratată trans, tranziția asta, uh -huh încât eu în momentul când am coborât în gara Bacău, eu am fost foarte, foarte conștientă și mândră de decizia mea. Și am venit la teatru și S-au făcut 25 de ani de când sunt în bacă. Felicită! Mulțumesc! Te-ai și prin presa, băcăoană. Un subiect drag mie. M-am format uh, aici, în anii 90, într-un oraș uh. care era efervescent din punct de vedere presă. Soțul tău e om de presă, uh, vechi în televiziune, -a da? Da, să <laughs> da, e, e din ce în ce mai greu da, pentru presă. An... Este, da. Asta voiam am zis. În momentul când eu am venit, v-am cunoscut aproape pe toți, evident, prin intermediul uh, soțului meu. Erați echipe, erați mișto toți. Erați o forță. Chit că vă băteați între voi. Adică ce să că știe lumea ziarul de bacău cu deșteptarea. Deșteptarea era trust. Era... Aveați radio, aveați televiziune, aveați presa scrisă. Adică v-am cunoscut și atunci. Da, și era. Ai fost pentru prima dată la, la Radio Alfa. Da, da, pentru că eram în Bacău, și în septembrie m-am uitat la vizierul teatrului, și nu era nimic cu Bacovia, cu poetul vieții noastre. Și l-am luat pe Vălicu, pe teatrul de cartier, Vali niște colegul meu, Vali Bolat. Nu știe. Da. Uite, identității. U3 într-un, nu? Așa, ne-am dus la Radio Alfa. Nu, nu cunoșteam pe soțul meu. Nu aveam nicio legătură pur și simplu am întrebat din om în om unde e Radio Alfa. Ne-am dus la radio, am intrat, bună ziua, suntem actori, debutanți la Teatru Bacovia, vine ziua lui Bacovia, vrem să înregistrăm niște poezii, să... Da. S-a uitat unii la alții așa, ce cu ăștia? nu vrem bani, vrem să se audă, să ne cunoașteți și dacă tot suntem, nu suntem băcăoani, uite, ne aducem ofranda noastră. Asta știm să facem, vrem să o facem. Ne-au băgat într-un studio, cred că era Florin Ștefănescu. Da, îl salutăm și pe Florin. Da, Florin. Salut. E cel mai, Florin, cel mai vechi om de da. radio din Bacao. Florin fl ne-ar face o plăcere să-l am uh, invitat aici și îi transmit salutările mele. Salut, Florin! O să vii și tu aici. <laughs> da. <laughs> și, uh, da, și am înregistrat cu el cinci poezii, eu cinci vali și în uh, ziua cu pricina l-au dat pe post toată ziua. Adică la o oră, nu știu, mai simte, la o diferență de o oră, așa, mai punea un, un, bacovia recitat de noi. Da. În experiența ta de teatru, noi am vorbit despre chestia asta. Unde te simți tu mai bine? Când ai un spectacol de ansamblu, ești deci cu un cast mai mare, cu cast mai mare, sau în cele de ești tu singurul personaj pe scenă? În ambele. Mm. În ambele sunt, sunt lucruri diferite. Uh, <coughs> o să spun o vorbă mare și nu mă interesează cine și cum judecă, teatru pentru mine e religie. Uh -huh. Și în monodramă îl slujesc aproape, aproape, religios. Pentru mine monodrama e o mărturisire. Și probabil că de-aia și mi s-au și întâmplat șapte eu sunt sub cifra lui 7, 2, 7, 7, ora 7, 7, 7. Am fost al 7 la nepot și la bunica de la Oradea și la bunica de la Cluj. Te-a urmărit cifra asta, Da. da. Uh, monodrama e altceva. Implică tot arta actorului, firește, dar pentru mine e altceva. În momentul când joc cu toți colegii, cu colegii, cu o trupă de mai mare, uh, aia este, și aia este interesantă. Pentru că acolo îl interoghez și pe celălalt, nu numai pe mine. E, care e principiul? Care e care unul dintre principiile artei actorului? Adevărul meu e în tine. Și atunci cu, cu partenerul tău ă, sunt, sunt foarte fine și ă, multe, că de-aia de -aia noi, noi, noi la Bacău suntem un colectiv foarte unit, ne cunoaștem foarte bine unii pe alții. Deci de cum? prin intermediul personajelor pe care din preună le-am adus într-un spectacol și le-am creat. Pentru că sunt momente în care uh, eu te întreb ceva, tu îmi răspunzi. Dar sunt momente și o vezi în privirea partenerului că nu mai întreabă Ofelia pe Hamlet cum te simți. Deja întreabă Eliza pe Vali, pe, pe partener, scenarii. da? da. E, asta e, asta e interesant. Și astea sunt, uh, astea sunt uh, clipe de alea Dumnezeiești, le-aș spune. Le spun Dumnezeiești, da? Deci, ori, ori în ce ar, orice ar fi monodramă sau, a, ambele au, uh, au finețea lor, au catarsisul lor, dacă vrei. Și un lucru pe care nu poți să-l replici în film, în, într-un film artistic. Am vorbit și despre chestia asta. Uh, am mai stat și m-am gândit la, la discuția noastră uh, privată. Asta e o discuție publică. Ie, da. Inevitabil, <laughs> da. Spune. Apropo, dacă sunteți pe YouTube, dați un like sau un share la vedere podcast. Asta că, pentru că vin din Radio Comercial. Foarte bine. Da. Susțin. Trebuie să ne vindem marfa, da. <laughs> mă gândeam aseară în urma discuției noastre, ce poate, cei cu teatru, cei cu filmul. Și mi-am dat seama că mari actori de film. Au făcut teatru toți. Uh -huh. Și uh, cum se vede? Se vede. Uh, se, se vede în privirea lor. Nu trebuie să fie prin plan pe, pe, pe fața lui ca să-ți dai seama că l-a făcut și teatru. Are un alt mod de a gândi. Are un alt mod de a gândi. Specific. Uh, nu dezvolt acum că nu fac tratate de artă actorului, dar. A, asta era în urma discuției noastre. Spuneam că filmul e puțin de, de, rigid, dar de actorul. Uite, uite cât ne-am pregătit noi doi să, să pentru emisiune. Pune lumina, pune microfonul, să nu te miște așa, Eliza, nu da din mâini, nu știu. Da. <laughs> Știi? De, ori la teatru ești liber. Ești mai liber și nu-ți întrerupe nicio plachetă, nicio plachetă, niciun. Re regizor, nu-ți întrerupe povestea. Da? Eu, artă și filmul, nu zic Doamne ferește, eu nu, nu prea, nu, nu mă văd. Nu rezonez. da. Nu rezonez foarte, foarte mult. Sigur că dacă am fost uh, invitată într-un proiect independent, da, am fost, am fost pentru că am zis, Bă, trebuie să iau o dată taurul de coarne. Am făcut firește și în facultate, am lucrat cu uh, uh, colegii de la regie film, scurmetrage, examenele lor, da, Adică nu e, dar. Nu, 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 nu. Pe scena e. Scena arde mai tare. Scena arde mai tare. Pe scena nu o poți străda. Pentru că acolo ești singur, tu cu Dumnezeu. Ești nicăieri. Scena nu se află nici în rai, nici în iad, dacă vrei. Nici aici, nici dincolo. Scena e un spațiu suspendat. Și tu acolo ai libertatea să alegi rău, bine, stânga, dreapta. Și acolo alegi. Și când auzi aplauzele sau felicitările, îți dai seama că ai ales bine. Nu, că ai ales ceva. În seara aia, tu ai ales așa. Și așa s-a făcut spectacolul. Ai o autonomie perfectă. Uneori, eu când am realizat lucrul ăsta, mi s-a făcut și frică. Și nu intri pe scenă fără eu și, de fapt, toți actorii cred. Nu intră fără o rugăciune. Ca să nu te lase să nu. te pierzi uh, în neant. <laughs> Pentru că scena e nicăieri. Asta e. Scede. Deci a, a, vreau, vreau să fiu nicăieri de mai multe ori. A, a, aia e dezvoltarea mea personală. Și pentru noi, ca spectatori, e destul Absolut. de... Absolut. Am... Eu am făcut de eu Am spus că nu, nu sunt un consumator de teatru pentru că mi se pare uh, o experiență foarte dificilă să rezonezi, vezi omul, vezi actorul pe care tu poate îl și știi în particular uh, și îl vezi în rolul respectiv, purtând masca respectivă, trăind acolo îi simți respirația, îi simți transpirația, îi simți uh, discursul vocal. Da. Și e, e foarte greu de de intrat în jocul. Pentru mine. Prefer experiența cinematografică și eu prefer în particular, nu-mi place să mă duc la cinematograf, mă distrage zgomotul de pop, cum vorbim, uh -huh. vreau și evadez în lumea aceea de pe, de pe marele ecran, pe un ecran de televizor. E lumea mea, o creez eu poate sunt eu un control pe când la puținele spectacole de teatru care am fost, am simțit că sunt doar un, un, un frag... și mă, mă pierd prea mult în, în discursul vostru de actori. Asta e reacția mea. Și de asta zic că am o, simp am o uh, simpatie enormă pentru actorii de teatru. Foarte simpatic. Teatru, da, teatru are forță. Da. Teatru are forță și nu poți să-l faci decât din preună cu spectatorul. Corect. Da? Uh, intră, intră intră cu tine într-o poveste. Se lasă condus de tine în poveste. Asta înseamnă, o, asta înseamnă că tu acorzi o încredere Și lași din oarbă. Da? Și aici actorul trebuie să fie atent. Nu trebuie să-i zdrunci în la minte, nu trebuie să-i zdrunci în la suflet. Trebuie să-i duci frumos. Te-ai dus frumos pe un drum, pe un drum. Arată-le ce frumos e drumul ăsta. Arată-le câte asperități are drumul ăsta. Ei se lasă conduși de tine cel de pe scenă. De ce? Pentru că. Și îți înțeleg cât de emoționant ar putea fi. Fiul meu este fix ca tine. Îl sperie, îl sperie. Nu-i manipulare. Dar el o percepe așa ca un soi de. lucrează asta pe creierul meu. Nu lucrează actorul, nu lucrează pe creierul tău. Doctorul neurolog te operează pe creier, actorul te operează pe suflet. Da. Ca să zic așa. Da, înțeleg emoția, responsabil. Vorbesc de actori. Vorbesc de actori. Actorul are responsabilitate, da. Să nu se joace cu mintea ta, să nu se joace cu sufletul tău. Dacă poate să ți le îmbunătățească, foarte bine. Dacă nu, mai bine stai acasă. Și tu, și el, și spectatorul, și... Şi... Dacă n-ai nimic de zis, da? De ce mă duc la teatru? Uh, uh, vreau să... De ce mă duc la teatru? De ce mă duc la teatru eu? Eu mă duc la teatru să-mi răspund la niște întrebări pe care le am. Că nu mă duc la teatru, nu mă intru de pe stradă la teatru, știu că mă duc la un... Mă interesează textul, mă interesează regizorul, mă interesează spectacolul un ansamblu, mă interesează un actor. Vreau să văd ce are la de spus. Că eu nu-mi găsesc cuvintele să exprim întotdeauna ceea ce vreau să... ce simt și ceea ce vreau să... Mă ajută actorul. Mă ajută actorul. Actorul trebuie să fie... Are îndoiel, evident că are îndoiel. Păi, unde e mai mare îndoială decât la Hamlet? Să fiu sau să nu fiu? Da. Da? Dar spusă cu credință, parcă te întreb și tu. Bă are dreptate asta, Bă, să fii sau să nu fii, să dormi, să visezi, ce să faci. Dacă te-ai fi născut într-un alt spațiu geografic, să spunem, te-ai fi născut în America, ai fi fost toată actriță? Uh, acum nu. În, acum. Uh, uh, prin anii 60, da. Da, aș fi fost... O rebelă. <laughs> aș fi fost în... Nu știu, aș fi fost în... Pot să-mi să permit să mă cred, să cred că semnă cu cineva? Da. Da cu Jane, ăsta cu... cu Janis Joplin. Nu, da, Janis Joplin e... Jim Morrison. Aia e partea mea, așa... Nu, Jim Morrison, Janis Joplin, nu, dar apropo de actori... Judy Foster. Da. De mine îmi place această actriță. Îmi place Meryl Streep, îmi place Ju, Judy Foster. Da, cred, cred că am... și structura feței și a felului de a gândi, doar n-am vorbit niciodată cu ea, nu? Dar din ce am văzut-o, din filmele în care am văzut-o. Punem problema cam la fel. Pentru că problema, da, o pune textul dramatic și regizorul și scenaristul un film, dar o mai pune și actorul. Că de aia l-ai ales pe ăla să joace aia. E fost să-și alege foarte bine da. rolurile, și. Pentru că modalitatea, tipul de a gândi, de a pune problema pe tema filmului, spectacolului, și așa mai departe, e, ai nevoie de aia. Aia îți pune problema cum trebuie. Pentru ce vrei tu, regizor, pentru ce vrei tu. Da, e că e complicat, e complex, e, e foarte frumos. Tu, ca educație, mi-ai spus că ești așa puțin de tipul imperial, pentru că ți-ai petrecut mult timp din viață în Ardeal și ai o influență Asta e de la a tata. Imperium, da. nu, asta e de la tata care m-a învățat o rigoare, o disciplină. <coughs> uh, apropo de genii Joplin. Oh, bun, ok, viață tumultoasă, revoltată, răzvrătită. Da. Oare fără o leacă de disciplină uh, făcea muzica asta? În toată Abulia, Bohemia, Woodstock? Ha, ha, fi, fi. Ea a crescut într-o atmosferă foarte conservatoare, în Texas, sau acela de pe uh, Port Arthur. Am fost acolo, e pe coasta Golfului din Mexic, un oraș foarte mic, cu niște structuri foarte clare. Și a vrut și a dorit mereu să evadeze de acolo. A evadat în Austin, care e capitala statului Texas și e o zonă culturală a rocului și nu știu ce, și apoi a plecat în California. Da. Și oriunde a fost, s-a răzvrătit împotriva structurilor clare. N-a reușit să supraviețuiască din vari motive, ca mulți cei din generația ei. Da. A fost o turbulență foarte mare atunci. Dar structura asta de tip Habsburgii, să spunem, austro-germante. Te ajută foarte mult în viață, nu? Ai o rigoare, o disciplină, o ordine. Și Stai cu, cum fi. te înțelegi cu... Ne-am vorbit asta în particular, că ce se întâmplă în România de azi, că a devenit o țară, se, poate și așa, o, un fel de, da, e, e țara de siguranță. Poate... E farme cu acestei țări. Balcanic. Da. Și Te împași cu chestia asta? Păi... Ce să mai. La, le fa... Pentru mine acționez așa cum m-a învățat tata. Riguros, ordonat, disciplinat. Cadență. Cadență. Da? da? N-am nicio problemă să trăiască cum vor. Dacă, dacă a intrat în contact cu mine, te-ai trebuie să înțelegi. Cu mine nu se poate și așa. Cu mine nu se poate oricum. Cu mine se poate într-un singur fel. Așa. Bine. Da? Ne spunea profesorul la școală: Teatru se face într-un singur fel. Bine. Aia înțelegi fiecare ce vrea de aici. Dar eu știu ce să, eu înțeleg pentru mine ce știu eu. Că așa era lăsat de acasă. Nu, nu putem să scriem așa. Nu, domne se scrie așa. Eu am impresia că ah. România e ca un, ca un film de cusut. E o dezordine, așa. e o dezordine da. crasă aici. Am, întâlnit, am am cunoscut un norvegian care mi-a zis că uh, uh, stă de câțiva ani în România. Zice, imaginea care era a rămas lui în minte a fost la o mormântare undeva da. în zona Moldovei. Astăzi. Și era primarul cu medicul, cu profesorul, cu niște și toți beau dintr-o. cum se de asta de vin mare. Da, da, da. Și zice, a fost pentru el un șoc. Vine dintr-o societate foarte organizată. Da. Și Aici toți beau cot la cot. E o continuă petrecere. Și da, asta, asta, asta e frumos. E frumos, nu? E frumos, da, e. La anunț, la mormântări, la botezuri, e, se mănâncă mult, da, se da, bea da mult. Da, 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 da. oamenii se, se vorbește mult, de viață. Da. Chiar dacă pomenesc un mort, da. e, e prilej de întâlnire în amintirea aceluia. Și cu asta basta. Și -are, nu ai, nu poate să vină norvegianul norvegienilor. Nu schimbe asta la, la, români și e foarte bine că e așa. Uite, noi așa ne aducem aminte de morți. Punct. Da. <laughs> da, e... Suntem, suntem un popor... Uh... Noi suntem și un popor tolerant. Pentru că Dobrogea... Păi Dobrogea... armenii, Macedoni, Turci, Tătari, Greci, Dumnezeule, pe acolo eu o bucurie de, a vieții, da? în Ardeal, unguri, sași, da? Altă, altă treabă. Moldova, ceangăi, moldoveni. Și, și, pe aici, lipovenii. Ce frumos! Adică noi suntem un popor tolerant. Și noi i-am absorbit pe toți și ne bucurăm de toți. Mă rog, eu cel puțin asta fac. Da. A, mie îmi place să Trăiesc. Sunt o fire singuratică, dar când se întâlnesc cu oameni într-o idee, uh, sunt, sunt bucuroasă. Da. Mă, mă, mă umple de. Asta este. Că avem sângele. Sângele e de Balcan, n-ai ce să faci. Oricât cât uh, ar fi fost bunica mea un guroaică și dă, cu bunica asemăn și cu tata. Și asta. Era... Cred că Nu știu dacă am văzut-o zâmbind pe bunica de la ora de-a vreodată. Mm ești deci fix fața mea așa și se uita la mine ce ai făcut sau de ce ai făcut asta sau de ce nu faci asta intrai într-o vrie 5 ani, 6 ani, 7 ani cât aveam M mi era frică dar o iubeam pentru că știam că nu e răutate, așa e, că doar îl vedeam și pe tata, nu? Că doar semăna cu măsa și eu sunt ca ei, da, dură dură, îmi zic ăștia că-s dură copiii, copiii mei, dură, intransigentă, că nu las de la mine niciodată, la mine e... la tine există numai alb și negru? Da! Da! care e problema? E da sau nu? E nu există să ar putea, nu s-ar putea, dacă, la mine condiționările astea mă, 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 exasperează, de aia nu mergem unde trebuie. Da. Dar dacă, dar da, da, dacă nu, da, dacă așa, dar dacă la zice, Bă, vrei să faci ceva? Fă! Nu, nu fă! Punct! Tot, tot o scăldăm. Noi suntem poporul care le scaldă, știi? Face o parte din farmacul da. nostru. Da, ne, e, e farme cu nostru, da. dar uite că e și e bumerang, așa. Ne ține puțin în cu spate, tăuți da. eu, asta ăsta toată viața. Și cred că asta. Da, cre cred că asta ar fi și diagnosticul pentru ce se întâmplă în bancă. Percepția mea ca un care am lipsit mult din, din oraș și uh, comunitatea s-a disipat. Uh, oamenii se transformă în. Da în insule, se retrag în afara orașului și rămâne așa un, un gol. Și chiar și... Rămâne teatru fără spectatori. Da, și toți... Da, uh, și ar trebui comunitățile astea, chiar și noi, cei din zona de presă, de cultură, să ne apropiem, să vorbim, să comunicăm între noi, cei din arta vizuală, cei din arta... Uh, și, la urma urmei, și oamenii care iau decizii. Pentru că, dacă toți aleg să stea în bula lor de cunoștințe, da. nu se lipsește gelul, cheagul care aduce comunitatea. Păcate, da. 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 da, suntem dispersați. Eu știu, comunitatea artistică, culturală, din Bacău, ne respectăm foarte mult unii pe alții, știm ce fac unii, ce fac alții. Dacă vrei, avem și. O... Avem în minte fiecare o ierarhie valorică, dar. Um, foarte, puține, foarte puține întâlnire, interacțiune, interacțiune între noi. Dar, um, <coughs> da, am ajuns să ne bucurăm de ea. Știu că există. Da, da deci, de, 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 e foarte e, e bun, e foarte bun. De, știu că există, e acolo. Nu mai mergem să ne, să ne întâlnim unii cu alții, să. Și cred că e nevoie și de o interacționare cu mediul de afaceri, cu mediul comercial, pentru că degeaba ești tu o firmă de top în România, ai uh, headquarters okay. aici în bacau, ai sediu central și nu uh, reacționezi cu uh, oamenii din cultură din Bacău. Poți să aduci tot felul de ingineri sau de specialiști, dar dacă ei nu au o viață culturală, nu, nu devin parte din comunitate. E ușor să te duci, că spui, te în mașină și faci 3-4 ore, ore până în București sau te duci la Iași, tu ai în bacă, o filarmonică, ai. ai un teatru, da. ai expoziție, ai un centru de cultură, sunt lucruri care ne putem ajuta între noi pentru a avea o viață frumoasă, pentru a crea o comunitate da. și a încuraja copii. Aici se spune că despre Bacău e bine să-ți faci, ai două licee mari două sau trei licee mari, ai... Dar pleacă toți în București sau în Cluj sau nu știu ce și pe urmă rămâne un deșert cultural. și. Am zis odată că n-am întâlnit oraș mai paradoxal. Spuneam asta cred că acum 10 ani. Da. Dar de atunci, de acum 10 ani și până acum s-a dus în toată țara chestia asta. Nici la Londra, nici la New York nu mai există interacțiune între artiști. Să fie clar. Provincia nu o simți numai în provincie, la Bacău. Provincia poți să o simți și la New York, și la Londra, și la Paris. Și o simți al naibii. Mai ales dacă ai și probleme de, de limbă. Da? Deci o simți acut. Nu e... Provincia e în noi. Nu e în Bacău provincia. Provincia nu e la Vas lui. Provincia e în tine. Cum te simți tu? Dacă tu te simți în provincie, așa, așa te percepe lumea. Eu nu mă cred în provincie. Nu. Eu sunt provincia cu pământ mare. -a de mare, mă bucur adică foarte Adică vreau să insuflu celorlalți, da? Sunt în bacă, așa și. Pii. aici, teatru, e în mine. Nu-i la Naționalul din București, nu-i la Royal Shakespeare Company. teatrul e în mine. Și îl fac unde sunt. Punct. Noi avem un cadou pentru tine. Uh, Ovidiu Ungureanu a făcut acest da. tablou Am... acum ceva timp. <laughs> Dacă poți să-l manevrez aici. Să-l arătăm la. Da. Uite, Călind, deci da, uh, da, știu poza, am făcut-o da, tot într-o iarnă. În soțul tău? Da, mulțumesc, Ovidiu, <laughs> mulțumesc, Ovidiu. <laughs> ne bucurăm foarte yeah. mult că ai acceptat. Uh, yeah. Te regăsești în acest tablou? Uh, da, a fost atent și m-a surprins totuși într-o stare, dar tot așa a fost, că pune lumina, Marius ține mâna paia, aia, <laughs> a fost răgăț realizarea lui. asta este, cum să spun eu, e rezultatul unei munci de vreo oră, după aia, da, de vreo oră, două, așa, mai stai, mai stai, să ningă, să alea, să alea. Enervant, iară, știi? E. Yeah. E o muncă. Enervant ca să fii natural. Asta era naturală ca așa e uite, lipsește călin, călin, călin nu-i cu... Nu acceptă să fie fotografiat, pozat, uh, expus un, uh, oh, în sufletul lui acolo undeva. Da, mulțumesc tare mult, vă mulțumesc cromatic. Uh, mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să fi la vedere podcast. Foto, video <laughs> cromatic. Am Fotografii pus și cromatic. autograf acolo da, și numele meu. Mulțumesc frumos. Da. E frumos, vă mulțumesc. N-am trăit degeaba pe planetă. Dar asta vreau. Cu asta aș vrea să, să înțeleagă lumea. Uh, <laughs> uh, provincia nu e. unde ești tu? Scoate provincia din tine, limino. Despre asta e vorba, și am, am trăit. Am fi mai fericiți, mai liniștiți, mai deschiși. Da? Uh? Mai împăcați cu noi. Uh, da. Suntem într-o lumea e tulbure mai mult decât ar trebui și. Oamenii, probabil, și-ar găsi liniștea dacă. De aici pleacă totul. No. Hai, cum gândim? Las, nu, și nu e de dezvoltare personală, da? <hî>, nu no. de, de, e de, dezvol, de dezvoltare personală. Citește, ascultă muzică, asta te dezvoltă. Interacționează cu. Du-te la teatru, du-te la concert, uh, invită pe, ci, pe cineva la tine, discuți cu prieteni. Cu... În fine, băieți. Să, a, să mă jure cine vrea, asta e părerea mea și nu mi-o mai pot. Eu poate îți mulțumesc din suflet că ai acceptat. Și eu te. îți mulțumesc Gabi, mă bucur de această revedere. O vorbire între prieteni. Da, da, da. Da. Ne o vedem la următorul azimă. concert, la cine, la firma, ne vedem sau la cine, ne vedem. Uh, timpuri noi. Timpuri noi. Timpuri noi. Dani Iliescu, vine și, și Cristi Minculescu în Bacău. Da, uh, o formație foarte bună, Va ajunge pentru prima dată în Bacău la Savarin. Sunt multe locuri în Bacău. Da, uite, o chestie în... de interacțiune da. rocărească. Uh, Bacău avea festival de rock. Da, am avut. Pai să-l refacem. <laughs> Îi salutăm pe toți, pe toți prietenii care au ales uh, să urmărească această conversație între prieteni. La vedere podcast. Uh, eu sunt Gabriel și vă mulțumesc pentru timpul acordat. dați un like, share pe Facebook, Instagram, TikTok, unde aveți voi uh, spațiu de joacă. Vă mulțumesc pentru atenție și să mai auzim și de bine. La revedere!